Tribunalul Hunedoara este asaltat de numărul covârșitor de dosare înregistrate din partea pensionarilor nemulțumiți de deciziile de recalculare a pensiilor. Din septembrie și până acum, zilnic, sunt depuse în medie 300 de dosare, declară reprezentanții Tribunalului Hunedoara. Din acest motiv, activitatea în instituție a devenit supraaglomerată, cu atât mai mult cu cât există un deficit major de magistrați și personal de 50% din necesar. Chiar și așa, pentru a face față asaltului de dosare ce au ca obiect recalcularea pensiilor, a fost suplimentat numărul completurilor de judecată de la 4 la 6. Numărul dosarelor nou intrate pe obiectul recalculare pensii a crescut de 8 ori în ultima lună, în medie aproximativ 300 de dosare pe zi. Cu toate acestea, numărul judecătorilor care activează în cadrul Tribunalului Hunedoara e redus la aproximativ jumătate. Activitatea se desfășoară cu concursul a 19 judecători într-o schemă de 35 de posturi. În aceste condiții, deși numărul de judecători nu a crescut, au fost create pe lângă cele 4 completuri specializate în litigii de muncă și asigurări sociale, încă 2 completuri. Astfel că, în prezent, la Tribunalul Hunedoara, în cadrul secției în civilă, funcționează 6 completuri specializate în litigii de muncă și asigurări sociale. Peste 115.000 de pensii din județul Hunedoara au fost recalculate în baza noii legi a pensiilor. Un număr de 82.000 de pensionari hunedoreni au primit pensii mai mari și pentru 38.576 de persoane pensia a venit la fel ca în lunile trecute. Hunedoara este pe primul loc într-un top al celor mai bănoase pensii, pensia medie în județ fiind de 3.056 de lei. Dar, în același timp, suntem codași la raportul dintre numărul de pensionari și cel de angajați, cu 11,3% mai mulți pensionari decât cei activi, care susțin pensiile.